Bosc, româncă în vârstă de 23 de ani din Republica Dominicană, moartă în condiții suspecte, a fost înmormântată ieri. Andreea Celea a căzut de la etajul 4 al hotelului unde se cazase cu doar o zi înainte împreună cu iubitul ei. Familia fetei nu crede că a fost vorba despre un accident. Înmormântarea a avut loc în Santo Domingo la o zi după moartea tinerei. Durerea părinților este greu de descris în cuvinte. Românca era în vacanță cu iubitul ei, care este și principalul suspect în cazul morții ei. El tiene que saber que le pasó a mi hija. El tiene que saber. Cei doi aveau o relație furtunoasă, presărată cu numeroase certuri și împăcări. Anul trecut s-au despărțit o perioadă. Surprinși vineri noapte de camerele de supraveghere de la recepția hotelului, tinerii par din nou supărați. Nici nu se privesc și după ce fac formalitățile de cazare, o iau în direcții diferite. Câteva ore mai târziu, Andreea a căzut de la etajul 4. A fost dusă de urgență la spital, unde a murit. Mă dijeron că sufrió un accident, pero no... Aquí de camino, yo me enterré. Ulterior, iubitul Andrei s-a predat poliției. Într-o scrisoare publicată de presa locală, părinții româncei îl descriu drept un tânăr violent și trag un semnal de alarmă femeilor care devin victime ale abuzului.